Autoritățile au vrut să lanseze deodată 139 de lampioane aprinse, același număr cu cel al anilor scurși de la nașterea Marelui Brâncuș. Pe un frig aspru de februarie și un vânt tăios, puțini au fost însă cei care au răspuns chemării la eveniment. Dintre cei prezenți, doar câțiva au reușit să lanseze lampioane, cele mai multe oprindu-se în copaci din apropiere. Este extraordinară inițiativa celor care au hotărât să facă acest lucru. Regret faptul că Brâncuș nu este la noi apreciat așa de mult cum este în afară. Deci, cred că ar trebui făcut mult, mult, mult mai mult decât se face acum. Atât de mulți cetățeni au venit astăzi aici, arată că în continuare Constantin Brâncuș pentru noi reprezintă un simbol și este iubit și apreciat pentru ceea ce a făcut pentru Târgu Jiu. Din păcate nu ne-a ajutat atât de mult vremea. Sunt 139 de lampioane pe care noi am decis să le înălțăm astăzi, în această seară, în memoria lui Constantin Brâncuș. Așa cum știți, astăzi se împlinesc 139 de ani de la nașterea marelui nostru sculptor. Suntem în desfășurarea unor evenimente pe care noi le-am organizat cu această ocazie și acesta este, spunem noi, momentul inedit al evenimentelor pe care le organizăm. Momentul a fost parte integrantă din manifestările dedicate împlinirii a 139 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Acțiunile vor continua mâine și duminică cu o serie de sesiuni de comunicare Brâncuș în literatură, dar și momente muzicale și de poezie.